Aici, acum, crește Moldova. Cred că dumneavoastră toți îl cunoașteți pe fostul ministru a economiei, ex-președinte a Parlamentului, președinte și a statului nostru, președintele Partidului Democrat, cel, domnul Marian Rupu, care ne ascultă, ne ajută, orice întrebare, de câte ori a fost ridicată de colectivul nostru. Permanent am avut o susținere și este cel mai fidel cumpărător a produselor Ionel. Prima mea vizită la întreprinderea dumneavoastră a avut loc acum 10 ani în urmă, pe când eram ministru economiei și în această capacitate ne consultam permanent. Discutam care ar fi măsurile de stimulare a investițiilor, măsurile de stimulare a activității întreprinderilor industriale, perfecționarea cadrului legal pentru asigurarea muncii și multe, multe alte subiecte. Dar mai aveam încă un subiect toți 10 ani de zile. Sunt un client permanent al fabricii dumneavoastră. Vă faceți lucruri foarte bune, într-adevăr, de calitate. Îmi plac foarte mult, sunt foarte comode. Și de fiecare dată când avem întrevederi sau cu delegații străine aici la Chișinău sau de plasările mele peste hotare, intenționat, neintenționat, dar mereu se face o promovare a acestui brand. Eu țin foarte mult la o vorbă înțeleaptă moldovenească care spune că vorba lungă, sărăcia omului. Faptele contează și mai puțin cuvintele. Sau cel mai mult contează când cuvintele sunt urmate de fapt. Vreau foarte concret să vă aduc la cunoștință care ar fi 6, maximum 7 pricini, motive. De ce ar merita să fie susținut Partidul Democrat și echipa PDM-ului în aceste alegeri? Întâi de toate, primul și cel mai important motiv este faptul că 18 ani de zile cât există în țara noastră Partidul Democrat, formațiunea pe care o conduc a fost mereu un partid al păcii, bune înțelegeri, un partid al dialogului și niciodată nu a fost o echipă care a promovat războirea, confruntările, scandalurile și instabilitatea. Apropo, anume aceste condiții sunt importante și pentru întreprindere. Fiindcă în condiții de instabilitate politică, în condiții dacă aici, în țara noastră, se vor porni, nu de-a domnul, bat peste lemn, ci unde nel, chestii, în stradă, voi credeți că în condițiile astea o să grăbească la voi să facă comenzi cei pentru care, în colaborare cu care munciți dumneavoastră astăzi? O să fugă de aici. Nu că o să vină. Deci este interes și politic, interes economic, interes social. Asta este realitatea. Doar în condițiile de pace și stabilitate, noi vom avea posibilitatea, împreună, să ne concentrăm atenția pe problemele cele mai importante ale fiecărui om. Dezvoltare economică, investiții, locuri de muncă, salarii. Iată, vă dau un exemplu. 3 ani care s-au scurs. Colegii mei din blocul economic de la Partidul Democrat au contribuit prin atrageri de contracte, investiții, formări de zone economice libere, parcuri industriale, incubatoare de afaceri, programul PARE 1+1 și multe alte instrumente. Circa 45.000 de noi locuri de muncă în țară. Numai zona economică liberă la Bălți, cu 2 investitori germani. Circa 6.000 de noi locuri de muncă. Cu salarii decente. Este posibil. Primii pași sunt făcuți, dar trebuie de făcut și mai mulți, și mai importanți. Fiindcă doar pe această cale vom putea să asigurăm cu adevărat creșterea economică în Republica Moldova. Oameni de cuvânt, de bună credință. PDM. Crește Moldova.